Mă cheamă Veniera. Născut în Ulianovsk, în Cevașie. A trăit în stăvcenă cu mama de 3 ani. Și în cocier n-am stat cu mama, am internat. Și 10 ani. Pe urmă eu am mutat aici. Și văd aici 12 ani. Вже була мама теж лакучі. Родився в Курській області, в деревні Блан, в Побольському районі. А мені 59 років. А должно бути 28 років. Як це? Ну, 30 років тут просидів. Я ж тільки я з Ніколараж. Згада. Куди вони? Не знаю. На цій сарбатурі продати згада? Кин? Când sărbătorești ziua ta? Muzele astea trebuie să bă. Poveștile de viață ale acestor oameni sunt țesute doar din cuvintele lor. Sunt printre cei peste 50 de locatari ai internatului psihoneurologic din Bădiceni care nu au buletine de identitate. Cam jumătate dintre aceștia nu au niciun fel de acte.